Mâine românii vor putea urmări o eclipsă parțială de soare. Aceasta va dura circa 2 ore și 20 de minute și se va vedea cel mai bine în nordul țării. La Constanța, maximul eclipsei va fi atins la ora 11:59. Mâine va avea loc o eclipsă solară, cea mai mare din ultimii 16 ani. Se va putea observa și în România, în special în vestul și nord-vestul țării, unde cerul va fi mai mult senin. În centrul, sudul și estul țării vor fi șanse puține să vedem spectacolul de pe cer, meteorologia anunțându-ne că vom avea parte de o vreme mohorâtă cu precipitații mixte. Atenție însă, medicii recomandă să nu încercați să observați eclipsa cu ochiul liber. Există falsa impresie că dacă soarele este mai întunecat în timpul unei eclipse, este mai puțin periculos să îl privim direct. Dacă priviți soarele cu ochii neprotejați, chiar și pentru câteva secunde puteți să suferiți leziuni grave la nivelul retinei, care se pot transforma în pierderea temporară sau chiar definitivă a vederii. În cazul în care vor exista pete pe discul solar în timpul eclipsei, se poate urmări evoluția poziției lunii față de aceste pete.